Lisa. Pentru cei care nu au mai văzut înainte, care urmăresc Adriana Pana, sunt de la departamentul de metode și de la matematice din Politehnică. E a doua oară când vin aici, la invitația lui Ionuț, să vorbesc un pic despre categorii și cam ce legătură au ele cu informatica sau folosim termenul, în engleză, computer science. Nu un pic mai formal. Ok. Gata. Așa, deci o să începem cu o mică povestioară, cei cu categoriile. Nu știu câți dintre voi au auzit înainte despre această noțiune sau nu. Ideea e că teoria categoriilor reunește cam foarte multe concepte pe care le puteți întâlni în diverse domenii și din aceste concepte abstractizează cât se poate de mult de la o parte caracteristicile fiecărui domeniu, astfel încât la final să obțină diverse formalisme, cât se poate de generale. Și tocmai acest grad înalt de abstractizare și de generalizare permite foarte multe exemple din diverse domenii. Mai întâi domeniile care bănuiesc că vă interesează în mod direct, cum ar fi informatica cu subdomeniile sale, matematica pe de altă parte, pentru că teoria categoriilor s-a născut de fapt din matematică, dar și alte domenii care la a priori nu ar fi avut nicio tangență cu așa ceva, cum ar fi fizica, și mai mult în ultimii ani s-a lucrat foarte mult pe fizica cuantică. De exemplu, nucleul de computer science de la Oxford lucrează extrem de mult pe partea de fizică cuantică și în ce măsură poate fi ea interconectată cu informatica. Ok. Acum, având în vedere că am avut deja o prezentare în vară și neștiind cine vine și cine nu vine, m-am gândit ca pe de o parte să prezint niște chestii cu totul noi, dar să reiau unele noțiuni astfel încât cei care nu sunt atât de familiari să accepte ceea ce vă voi povesti eu în seara aceasta. Și atunci m-am gândit la un exemplu care poate vă e cât de cât cunoscut, și anume corespondența Harry Howard dintre programarea funcțională logică inițiată la începutul anilor 30 de Carey și de Howard și ulterior completată de Lambeck, care a fost un mare specialist în lingvistica formală, în teoria categoriilor. Deci, ceea ce urmează să vă povestesc în continuare e așa la un nivel un pic informal, nu intru foarte mult nici în detaliile tehnice, nici în amănunte, dar ca să vă dau un overview, o privire de ansamblu cam asupra unei părți a teoriei categoriilor și a legăturilor pe care le poate crea aceasta. Ok. Și o să începem cu, ca orice curs de matematică, cu o definiție. Bun. Dar nu vreau să vă gândesc la o definiție la modul abstract, ci în felul următor. Cu toții știți ce este aceea o mulțime. O mulțime e determinată de elementele sale. Și stop. Aici ne oprim. Între elemente nu există conexiuni. Ele, dacă vreți, putem să le vedem ca niște entități statice. Categoria e tot un fel de mulțime ale cărui elemente vor primi un nume special de obiecte, însă aceste obiecte interacționează între ele. Interacționează prin așa numitele morfisme sau săgeți, care realizează corespondențe între obiecte. Deci creez o dinamică. Mulțimea și elementele sunt statice, nu se întâmplă nimic, pot doar să le văd, să constat că sunt categoria și obiectele deja au o viață proprie înăuntru. Ok. Și în ce constă această viață proprie? În primul rând, de îndată ce pot să realizez o corespondență între două obiecte și apare un al treilea obiect și o legătură
de la al doilea la al treilea, atunci obțin ceea ce se numește o compunere de morfisme. În plus, fiecare obiect are un morfism special numit identitate, care trebuie să respecte niște acțiuni de asociativitate și de compunere cu identitate. Ok, un prim exemplu de categorie e categoria mulțimilor. Însă știu că v-am spus mai devreme să vă gândiți la o categorie ca la o mulțime. Acum vă spun să vă gândiți la categoria tuturor mulțimilor. Deci de data aceasta obiectele sunt mulțimi și cum interacționează mulțimile între ele. Există mult mai multe variante în care putem. Cel mai simplu exemplu care e bazat pe ceea ce știm încă din liceu sunt funcțiile. Toți știm ce sunt funcțiile, știm ce înseamnă compunere de funcții, știm ce înseamnă funcție identică. Am pus aici o diagramă care ar trebui să vă reamintească de școala generală. Ok, dar pe lângă mulțimi poți să consideri și mulțimi cu structură. Și iarăși, din păcate, exemplele mele sună un pic ca matematic, în sensul că poți să consideri categoria mulțimilor, zero structuri, sau categoria grupurilor și a morfismelor de grupuri, sau a spațiilor vectoriale și așa mai departe. Pe lângă aceste exemple, care nu sunt atât de surprinzătoare, obținem și exemple un pic atipice, dacă, de exemplu, restrâng mulțimea obiectelor posibile la unul singur. Ce obțin atunci? Am un singur obiect, iar toate morfismele pleacă de la obiectul respectiv și ajung tot acolo. E, și faptul că le pot compune, că există un morfism identitate și compunerea asociativă îmi spune că, de fapt, morfismele acelea formează un monoid. Iar cel de-al doilea exemplu aparte care ne interesează astăzi se referă la mulțimile parțial ordonate. Nu știu dacă vă este familiar acest concept. Vă dau un exemplu. Un exemplu de mulțime parțial ordonată e mulțimea numerelor naturale, cu relația mai mică legală. O altă relație de ordine pe aceeași mulțime, relația de divizibilitate. X divide pe el. Mai bine 2 divide pe 6. Ok, cum pot să consider o categorie pornind de la o mulțime parțial ordonată? Dacă la un monoid am doar un singur obiect și foarte multe săgeți pentru acesta, pentru o mulțime parțial ordonată, am foarte multe obiecte, câte unul pentru fiecare element, iar săgețile sunt de fapt constatări ale relației de ordine. Dacă două elemente sunt comparabile, atunci există un morfism între ele. Și proprietățile relației de ordine, și anume cea de reflexivitate și tranzitivitate, sunt exact cele care garantează că o mulțime parțial ordonată, de fapt, devine o categorie. Și uitați-vă la mulțimea numerelor naturale. Toate săgețile pe care le-am desenat sunt, de fapt, relații de ordine. 0 este mai mic sau egal decât 2, mai mic sau egal decât 3 și așa mai departe. Însă, în reprezentarea aceasta a unei mulțimi parțial ordonate ca o categorie, multe săgeți sunt redundante, pentru că putem să obținem informația și eliminându-le. Sensul următor, 0 mai mic sau egal cu 0, prin eliminare, îmi simplifică reprezentarea. 0 mai mic sau egal decât 2 se poate obține din 0 mai mic decât 1 și 1 mai mic decât 2. Simplificăm și, încă o dată, ceea ce s-a obținut se cheamă în termeni matematici diagrama Hasse, asociată unei mulțimi parțial ordonate. Conține exact aceleași informații ca și diagrama precedentă, atâta vreme cât ține minte că fiecare element are asociată o buclă și odată cu două morfisme, două săgeți, cum vreți să le spuneți, există și compunerea acestor. Ok. Cam acestea ar fi exemplele pe care vreau să le aveți în minte. Exemple sunt foarte multe, dar nu o să continui pentru că nu servesc scopului prezentării de astăzi. O categorie fără structuri suplimentare nu este neapărat interesantă. De îndată ce încep să mă uit la obiecte și mai bine zis la morfisme și ce se poate întâmpla cu morfismele respective, deja obțin structuri adiționale. Structuri care în teoria categoriilor se cheamă construcții universale, în sensul că au anumite proprietăți pe care nu le satisfac toate celelalte structuri. Și gândiți-vă, de exemplu, înainte de a trece mai departe, la o mulțime cu un singur element. Ce proprietăți speciale are o mulțime cu un singur element care diferenția-o de celelalte mulțimi?
exemplu, dacă aș vrea să consider o funcție pornind de la o mulțime arbitrară într-o mulțime cu un singur element, cum ar arăta o asemenea funcție? Ar trebui să ducă toate elementele din mulțimea arbitrară în acel unic element. Cu alte cuvinte, ar uita toată informația despre mulțimea respectivă. Câte asemenea funcții pot să construiesc? Câte funcții? Una singură. Ok. Ăsta este un exemplu tipic de proprietate universală. Generalizăm la categorii, obținem noțiunea de obiect final. Este un obiect cu proprietatea că către el nu există decât o singură săgeată. Ce există și este unică. Ups, nu știu prea repede. Și exemplul în set este cel despre care v-am spus mai devreme. Iar în categoria asociată unei mulțimi parțialor donate, a spune că un obiect este final, înseamnă a spune că el este de fapt mai mare sau egal decât toate celelalte. Adică e cel mai mare element. Dar e și cel mai mic. Este și cel mai mic dacă inversez sensul săgeților. Ei, și asta e partea frumoasă. În categorii, dacă inversez sensul săgeților, obțin ceea ce se numește categoria duală. Nu. Toate noțiunile acestea universale pe care le vom prezenta astăzi și multe altele au concepte duale. Dacă acesta este obiect final, cel mai mic element va corespunde conceptului de obiect inițial. Și acum dacă mă întorc la exemplu de mai devreme, mulțimea numerelor naturale cu relația obișnuită de ordine, aceasta are un cel mai mic element, pe 0, dar nu are un cel mai mare element, decât dacă extind mulțimea numerelor naturale adăugând și infinitul. Asta îmi spune că într-o categorie, obiectul final poate să existe sau poate să nu existe. Pe de altă parte, în categoria set, orice mulțime cu un singur element joacă rolul de obiect final. Elementul respectiv poate să fie 0, poate să fie 1 sau poate să fie un simbol arbitrar. O steluță, o inimă sau orice altceva. Ce am caracteristic toate aceste mulțimi? Am un singur element. Deci pot să le pun într-o corespondență biunivoc, una față de cealaltă. În termen de teoria categorială, asta înseamnă că un obiect final e unic până la un izomorfism. Nu trebuie să vă speriați de asemenea termeni, o să-i mai pomenim din când în când, dar la un nivel informal. Ok. Pentru a vorbi de a doua structură care o să ne intereseze astăzi, mă întorc din nou la exemplul mulțimilor. Cu toții știți, cred că din liceu sau chiar din școala generală, ce este acela produs cartezian a două mulțimi. Și anume mulțimea perechilor ordonate x, y, unde x e n-a și y e b. Ok, dacă vreau să dau un concept analog pentru categorii, am nevoie de o definiție. În primul rând trebuie să știu ceea ce e o pereche ordonată. Cum ați defini o pereche ordonată? Să x o relație de ordine. X, y egal cu y, x și... Asta deja e o proprietate. Nu. În teoria axiomatică a mulțimilor, așa cum a fost introdusă ea long time ago, o pereche se definește ca o mulțime formată din două elemente. Definiția este destul de abstractă, dar din păcate nu e canonică în sensul că lucrează cu elemente. Ori noi vrem să nu mai lucrăm cu elemente, vrem să putem să lucrăm totul în termen de funcții. Și atunci începem să ne punem întrebarea. Ok, am această definiție, poate mă sperie definiția, nu sunt mulțumită de ea, ce pot să fac mai departe? Păi mă gândesc ce proprietăți au perechile ordonate. În primul rând, având dată o pereche ordonată, pot întotdeauna să recuperez prima și a doua componentă. Folosim proiecțiile. Le spuneam în liceu proiecții pe axe, în Haskell nu se pare că putem în funcțiile F și S. Și nu știu dacă nu cumva și în celelalte limbaje de programare au corespondențe analoge. Pe de altă parte, două perechi ordonate sunt egale dacă și mai dacă au componente egale. Cu alte cuvinte, componentele determină în mod unic o pereche. Bun. Ei, deja am două informații. Și aceste, prima informație se referă la funcții și a doua informație îmi spune când două perechi sunt egale. Și e suficient pentru ceea ce avem nevoie. Mă mut la o categorie arbitrară. Fixez două obiecte. Ce înțeleg prin produsul acestor obiecte? Notația, observați că este aceeași concept A ori B. Bun. Păi, un al treilea obiect A ori B, spun că formează produsul obiectelor A și B,
dacă și numai dacă. În primul rând, trebuie să am două săgeți, proiecțiile canonice, A și B. Și aceste săgeți trebuie să joace același rol pe care l-a jucat în set. Acum, merge chestia asta? Da. Dar nu vreau să ajung. Bun. Gândiți-vă la F și la G ca la săgeți abstracte, ci pur și simplu ca niște elemente. F e un element din A, G e un element din B. Și atunci ce spune proprietatea aceasta? Că pentru orice element din A și orice element din B, poți să creezi perechea FG. Și mai mult, această pereche are proprietatea că dacă proiectezi pe prima componentă, recuperezi pe F, dacă proiectezi pe a doua componentă, recuperezi pe G. Și perechea e unică. Nu poți să găsești două perechi cu aceleași componente. Atât și nimic mai mult. Iar în momentul în care trec la exemplu, ne întoarcem în primul rând la set. Numai că în set, acum trebuie să țin cont de faptul că F și G, de aici nu mai erau elemente, erau funcții, de săgeți. Deci trebuie să văd cum se comportă două funcții, F și G, dintr-o mulțime arbitrară. Pot să construiesc o a treia funcție care să plece din această mulțime și să ajungă în A or B și să păstreze proprietățile de mai devreme. Și construcția e simplă. Formează perechea obținută prin imaginea lui X și imaginea lui Y. F de X și G de Y. În categoria asociată unei mulțimi parțial ordonate, s-ar putea ca conceptul să pară un pic mai abstract. Așa că mă întorc din nou la definiție și încerc să explic ce înseamnă. Și acela un produs. E un obiect al categoriei, deci un element. Cu proprietatea că de la obiectul respectiv am două săgeți către componente. Săgețile în cazul nostru înseamnă inegalități. Deci caut un obiect, deocamdată nu-i spun în niciun fel, care este mai mic decât cele două. Și are proprietatea că dintre toate elementele mai mici decât X și decât Y, el e cel mai mare. Ori termenul corespunzător e de infimul sau cel mai mare majorant, dacă vă mai spune ceva acest termen. Ok. În toate mulțimile parțial ordonate există noțiunea de infimul. De exemplu, dacă iau mulțimea numerelor naturale cu relația de ordine obișnuită, cine este infimul la două numere? Numărul inegal anterior celui mai mic dintre cele două. Nu, că e cu mai mic sau egal. E mai mic sau egal decât cele două, adică cel mai mic. Cel mai mic, minim. De ce? Pentru că mulțimea numerelor naturale e un lanț. Și atunci întotdeauna poți să compar două elemente. Dar dacă în loc de relația de ordine mai mic sau egal, tot pe numere naturale își consideră relația de divizibilitate. Deci caut un număr care să le divide pe cele două și să fie cel mai mare cu această proprietate. Cine? Cel mai mare divizor comun. Ok. Deci uitați-vă cu două noțiuni pe care le știm din școala generală. Minim și cel mai mare divizor comun își găsesc de fapt echivalentul aici. În teoria categoriilor. Ok. Și acum, ca terminologie, vom numi o categorie carteziană în onoarea matematicianului René Descartes, o categorie înzestrată cu obiect final și cu produs. Pentru orice două obiecte avem. Ok, ce putem să facem cu acestea? Pe ca să trecem mai departe, am tot un nou la set. Set are o proprietate specială. Că orice funcție care depinde de două argumente, deci le primește simultan, poate fi transformată într-o funcție care primește argumentele pe rând. Procedeul care se mai numește și căruzare. Ok. Bun. Ce înseamnă asta? Înseamnă că obțin o nouă funcție cu domeniul C și cu codomeniul mulțimea funcțiilor de la A la B. Cu alte cuvinte, funcțiile, adică săgețile din A în B, formează o mulțime, adică un obiect în categoria respectivă. Nu cumva pot să fac asta și într-o categorie arbitrară. Deci să iau toate săgețile și să construiesc un obiect care să simuleze același comportament, același behavior, ca și mulțimea funcțiilor de la A la B. Dar ca să pot să fac treaba asta, trebuie să-mi dau seama ce proprietăți trebuie să cer de la acel obiect. Cum să-l văd? Și gândiți-vă că totul se face în termen de săgeți, de morfism. Hai să vedem cum putem să caracterizăm această proprietate.
din mulțimi pe care o știm cu toți. Știm că formează o mulțime, nu știm ce putem să facem cu ele, ne punem această întrebare și, în primul rând, ce facem cu funcțiile? Le evaluăm în valori din domeniu, rezultând valori din codomeniu. Asta se transpune într-o funcție pe care eu am numit-o evaluare, definită pe produsul cartezian, care primește ca un input din A și returnează un input din B, rezultatul computației sau evaluării lui F în A mic. Ok, păi dacă am deja o asemenea funcție, vreau să văd cum se comportă ea față de transformata carry a funcției inițiale. Și simplu, dacă iau transformata carry, o evaluez într-un element din C, obțin o funcție de la A la B. Noua funcție, dacă o evaluez într-un X, regăsesc operația inițială. Dacă F, să zicem, ar fi funcția de adunare pe numere, primește ca argumente două numere, returnează suma lor. Cine va fi forma carry, să zicem, primește ca argument 1, ce îmi returnează? Funcția de adunare cu 1, adică succesorul. În momentul în care funcția de adunare cu 1 o evaluez în 2, ce returnează? Suma 3. Exact, acestea sunt proprietățile. Ori deja, având funcții și având mulțimi, o să văd cum le transpun în termeni abstracți de teoria categoriilor. Bineînțeles, avem nevoie de noțiunea de produs. Și atunci o să vorbesc de o categorie carteziană. Pornind cu două obiecte, A și B, numesc... Bun, termenul e un pic... Sună un pic ciudat și cred că v-ați și aminte de analiza matematică exponențială. Din păcate, în engleză, asta e terminologia. Și în limba română, sunt prea puține talance. Așa că vă rog să suportați acest termen. Și să vedem ce-i cu el. Aha. Deci, avem nevoie de un obiect pe care l-am notat așa. A implică B. Și de o săgeată. O săgeată de la produsul cartezian în B. Cu ce proprietăți? Păi, în primul rând, proprietatea e că transformă orice săgeată care primește două argumente într-o săgeată care primește argumentele ferme. Și a doua proprietate e că, evaluând transformata, regăsesc funcția inițială. Deci, ceea ce v-am spus mai devreme pentru set, se regăsește aici. Eu nu ți-ai spus să pună slide-urile pe set. Deci dacă doriți, puteți să le iau. Google are treabă cu implicația logică? Ajungem și acolo. Are. Okay. Are treabă și cu implicația logică și cu arte. Bun. Și acum când trec la exemple. E un motiv pentru care s-au inspirat să-i zică ceva similar cu exponențial? Este. În primul rând, dacă ne întoarcem tot la set. Să presupunem că A și B sunt mulțimi infinite. A are M elemente, B are N elemente. O întrebare de anul întâi de facultate. Câte funcții sunt de la A la B? La N. Mă rog, domeniu. N la un domeniu la domeniu. Adică o exponențială. Ok. Și de multe ori, în loc să se noteze A implică B, se notează cu B la puterea A. Dar pentru ceea ce facem noi aici, am considerat această notație un pic mai sugestivă. Ok, hai să ne întoarcem unde eram. A, da, eram la exemplu. Deci, în primul rând, în set regăsim noțiunea de mulțimea funcțiilor, exact ce am vorbit mai devreme. Și al doilea exemplu se referă la mulțime parțială ordonată un pic mai specială, și anume o algebră booleană. Pentru cei care nu știu ce e aceea o algebră booleană, e suficient să vă gândiți la mulțimea valorilor de adevăr. 0 și 1, sau true și false. Împreună cu cele trei operații. Conjuncția și... disjuncția sau și negația. Acesta e exemplu tipic de algebră booleană. Orice altă algebră booleană e o mulțime care suportă aceste trei operații și toate proprietățile lor. Bun. Pe orice asemenea mulțime pot să definesc o relație de ordine. Cu. O să spun că x e mai mic sau egal cu y. Dacă x și y este egal cu x. Dacă x și y egal cu x.
Sau, în termen de teoria mulțimilor, poate x e inclus în y, dacă și numai dacă x intersectat y în x. Bun, asta e relația de ordine și mie mi-a plecat. Ok. Și ce obțin în această situație? Păi, produsul cartezian este infimumul care se realizează, de fapt, cu ajutorul conjuncției, iar exponențiala e implicația, definită, ca de obicei, în logică, x implică y prin non-x sau y. Cred că notațiile erau mai degrabă cu p și q în logică, dar am vrut să păstrez aceleași notații ca mai devreme. Ce înseamnă evaluarea? E regula obișnuită de modus panus, care ne spune că dacă știm că x implică y și x e adevărată, atunci putem să deducem y. Respectiv, proprietatea de universalitate constă în deducerea. Dacă am două ipoteze și știu că din z și din x pot să obțin y, atunci, pornind de la z, pot să obțin o demonstrație a faptului că x implică y. Și cam acestea ar fi noțiunile de care aveam nevoie. Și, ca să încheiem cu o definiție, o categorie carteziană închisă e o categorie care are obiect final, care are produse și care are exponențiale. Ca exemplu de categorii închise, sunt cele pe care le-am întâlnit mai devreme. Categoria mulțimilor și orice algebră booleană văzută ca o categorie. Bun. Până aici au fost, noțiunile abstracte de teoria categoriilor. În acest moment o să mă orientez un pic spre, n-aș putea să-i spun o aplicație, dar o conexiune a categoriilor cu partea de logică și cu partea de informatică, și anume corespondența Curry-Howard dintre programarea funcțională, mai în special lambda calculus, logica și teoria categoriilor. După cum v-am spus mai devreme, prima corespondență a fost realizată la începutul anilor 30 de Curry și de Howard, ei dându-și seama că două formalisme aparent diferite, și anume teoria deducțiilor logice și diversele modele computaționale, sunt de fapt două fațete ale aceluiași fenomen. Sensul că o teoremă pot să o văd în felul următor. Pornesc de la niște ipoteze și vreau să demonstrez o concluzie. Ei, pot să asimilez teorema unei funcții. Atunci, ipotezele sunt inputul pe care îl dau funcției, output-ul este concluzia, iar demonstrația teoremei este de fapt un program care îmi evaluează funcția respectivă. Cam asta este punctul de vedere pe care l-au avut cei doi în momentul în care au dezvoltat paralela între programarea funcțională și lambda calculus. Și un pic mai târziu s-a obținut și corespondența cu teoria categoriilor, despre care vom vorbi în continuare. Acum aș vrea să vă întreb cât de mult background aveți în noțiunile de lambda calculus. Pentru că eu am pregătit așa și un pic de introducere. Dacă vreți, sunt foarte cunoscute, pot să sar peste ele. Dacă nu, povestim un pic. Ok, hai să vedem. Înainte de asta, eu am spus logica. Logica e o chestie foarte abstractă. Există foarte multe ramuri ale logicii. Logică propozițională, logică fazii, logică cu predicate de ordinul întâi și așa mai departe. La ce logică ne referim aici? Păi, am spus ceva referitor la demonstrarea teoremelor. Hai să vedem ce putem să obținem de aici. În primul rând, când vorbim de logica propozițională, pornesc de la valoarea de adevăr pe care o asignez de la bun început unei propoziții. Propoziția ori e adevărată, ori e falsă. Și nu poate să existe o a treia situație. Cu alte cuvinte, ori A, ori non-A, e adevărat. Asta înseamnă legea terțului exclus. Dar demonstrațiile care folosesc asemenea ipoteze, ori A, ori non-A, nu e adevărată, nu sunt bune pentru calcule. Nu am cum să le implementez cu ajutorul unor mașini de calcul. Se mai spune că nu sunt constructive. O să vedem imediat un exemplu.
Pe de altă parte, logica intuiționistă nu se mai bazează pe valoarea de adevăr, se bazează pe demonstrații. Fiecarei propoziții îi asociez valoarea adevărat numai dacă sunt în stare să o demonstrez. În ceea ce înseamnă că A sau non-A, terțul exclus, nu mai are neapărat loc. Un exemplu, evident, din matematică. Ce anume? Pot să găsesc două numere iraționale, astfel încât, ridicându-l pe primul la puterea cel de-al doilea, rezultatul e irațional. Demonstrația tipică, pe care o să o găsiți peste tot. Iau cele două numere egale cu radical din 2. Și mă uit la radical din 2 la puterea radical din 2. Am două situații. Ori e rațional, ori e irațional. Deocamdată nu se știe care din cele două situații are loc. Dar în logica propozițională știu sigur că una dintre ele este adevărată. Asumând aceasta, sunt în stare să concluzionez că x la puterea y este rațional pentru o alegere convenabilă a lui și a lui. Dar, după cum am spus, demonstrația neconstructivă nu pot să o implementez pe nicio mașină de calcul pentru că trebuie să iau o decizie. Și această decizie nu poate fi luată. Ok, în acest exemplu avem totuși o parte bună. O să realizez o demonstrație constructivă. Găsesc un x și un y. Le dau ca input, mașina calculează x la y, și foarte fericit să-mi spună că ăsta era ceva. Deci am realizat o demonstrație constructivă. Morala e că dacă vreau să transform o demonstrație într-un calcul, într-o computație, nu mă ajută decât demonstrațiile constructive și asta stă la baza a ceea ce se cheamă logica intuiționistă. Fragmentul despre care o să vorbim astăzi are la bază numai trei constructuri. Valoarea de adevărat. Apoi, conjuncția și implicația, plus regulile obișnuite de inferență, care spun că din orice propoziție A pot să o demonstrez pe A, apoi, dacă pornind de la un set de premize gamma pot să demonstrez A și pornind de la același set de premize pot să demonstrez B, atunci pot demonstra A și B. Invers, dacă pot să demonstrez A și B, pot să demonstrez atât A cât și B. Iar regulile de inferență pentru implicație spun că dacă pot să arăt că de la setul de premize gamma împreună cu A obțin o demonstrație a lui B, atunci din gamma obțin o demonstrație a faptului că A implică B. Și eliminarea, care nu e altceva decât modus ponens, dacă știu să demonstrez că A implică B și știu că A e adevărată, atunci asta însemnând că am o demonstrație a lui A, atunci pot să demonstrez și B, deci B implicit primește valoarea de adevăr adevărat. Cam asta ar fi baza logicii intuiționiste și cu aceasta completăm prima parte a triunghiului. Ok. Partea a doua. Și în lambda calcul. Pentru lambda calcul, înainte de a începe prezentarea, aș vrea să fac o reclamă. Recent a avut loc o conferință numită cea de Alan Turing, la care Philip Adler de la Oxford a ținut o prezentare foarte frumoasă despre istoria lambda calculului, de la origini până în prezent. Prezentarea, slide-urile, cât și video, se găsesc disponibile pe net și dacă vrei îți dau link-ul să le pui acolo pentru cei interesați. Pentru că ceea ce o să vă spun eu aici e doar o mică bucățică din toată teoria care stă în spatele lambda calculului. Ok, și acum hai să începem. În ceea ce constă lambda calcul? E un model de computație bazat pe variabile și termeni. Variabilele formează o mulțime predefinită, iar termenii pot fi fie variabile, fie termeni aplicați altor termeni, fie ceea ce se numește lambda abstracție, cu alte cuvinte, funcții. Pot să lucrez cu acești termeni urmărând câteva principii. Principiul de echivalență, care spune că dacă pornesc cu o variabilă x
pot să o înlocuiesc cu Y atâta vreme cât Y și X sunt libere una față de cealaltă, principiul substituției în care aș vrea să îl înlocuiesc pe X cu Z, dar Z îmi apare și în corpul lambda abstracției și atunci aplic mai întâi alfa echivalența pentru a-l transforma, ai da un alt nume și de-abia pe urmă pot să fac substituția și obțin o nouă funcție. Și în sfârșit, beta reducția care îmi transformă abstracțiile în termeni aplicați altor termeni. Cam acestea sunt principiile de bază care guvernează lambda calcul. Bineînțeles, există cărți și tratate întregi despre așa ceva. Eu vreau numai să vă dau o idee. Ok, e perfect lambda calcul. Dar am și probleme. De exemplu, dacă un termen e 5 și al doilea termen este true și vreau să aplic adunarea, cum pot să-l adun pe 5 cu true? Pentru că nimeni nu-mi spune că 5 și true sunt diferite și eu nu pot să aplic decât anumite funcții acestora. Pe de altă parte, mai sunt probleme de convergență. Aplicând cele trei transformări, echivalența, substituția și reducția, pot să ajung în niște algoritmi care nu se mai termină niciodată. Cel puțin atâta vreme cât lucrăm la nivel de teoria mulțimilor. De ce? Păi dacă ne gândim cel puțin la probleme de cardinalitate. Aduceți-vă aminte că v-am spus mai devreme. Cu ajutorul vostru, ne-am adus aminte că dacă A e o mulțime cu N elemente, atunci mulțimea funcțiilor de la A la A are N la N elemente. Bun, ori dacă eu vreau să ca acest program să se termine, înseamnă că acest program trebuie să-mi returneze un element din mulțime. Cu alte cuvinte, mulțimea trebuie să fie în injecție cu mulțimea funcțiilor, pentru că aici am avut o funcție inițială. Ori în momentul în care vreau să rezolv ecuația N egal cu N la N, obțin pentru cazul N finit un singur element, deci o mulțime neinteresantă, dar în cazul infinit se poate demonstra că problema nu are soluție. Pentru a rezolva asemenea dileme, s-a propus trecerea de la teoria mulțimilor la teoria unor mulțimi cu structură suplimentară care se suporte totuși asemenea de ecuații funcționale, cum se numesc, cum sunt așa numite CPO, complete partial orders, mulțimi cu relație de ordine completă. La sfârșitul slide-urilor o să vedeți niște referințe către niște articole care v-ar putea spune mai mult. Dar deocamdată, întorcându-ne aici, lambda calculul pur e ok, e ușor de învățat, e implementat, toți studenții din anul 2 încep prin a învăța ce e lambda calculul, dar nu cred că ajung să se confrunte cu asemenea probleme. Ce e de făcut? În momentul în care Church și Howard au sesizat această problemă și au dat seama că trebuie să o remedieze și soluția pe care au găsit-o a fost introducerea tipurilor. Ca să pot să nu obțin asemenea situații sau ca să pot să fac adunări de genul celor pe care le-am dat mai devreme, am nevoie de niște constrângeri de tip. Așa că, de la lambda calculul pur, trecem la lambda calculul cu tipuri, în care fiecare variabilă are un tip, fiecare termen are un tip. Dar ce așa la un tip? Pe ca să pot să construiesc tipuri, pornesc de la o familie de tipuri de bază sau atomice, cum vreți să le spuneți, și formez tipul funcție, tipul produs și toți constructorii pe care pot să-i obțin iterând acest proces. Și atunci, ce este acela un termen? Păi revenind la definiția din lambda calculul pur, un termen e fie o variabilă, fie aplicând un termen altui termen, fie o lambda abstracție și în plus pe lângă acestea mai am încă trei constructori de termeni. O pereche de termeni formează la rândul său un termen sau pot să aplic constructorii, nu știu cum se numesc, eu le spune proiecții, pentru că analoge proiecțiilor din matematică, ca să obțin noi termeni. Și ca să fie mai clar despre ceea ce vorbesc, avem regulile de calcul cu termeni. Și anume, dacă știu că o variabilă X are tipul T, pot să inferez imediat că aceeași variabilă are tipul T. Dacă un termen are tipul T mare și un alt termen are tipul U mare, atunci perechea
va avea ca tip tipul produs. Și așa mai departe. Ok. Vi se par familiare aceste reguli? Definiția asta par că sunt definite de limbaj, de sintaxă de limbaj. Bineînțeles, dar și sintaxa a avut în spate un om care a implementat. Da, adică sunt convins că e o legătură directă între asta și noțiunea de sintaxă și abstract. Absolut. Sintaxă. Iar ca să revin la ceea ce discutam mai devreme, am readus în fața voastră slide-ul cu logica intuiționistă. Îmi pare rău că nu știu cum să le pun în paralel. Ca să le vedeți, sunt unul și același. Cu alte cuvinte, dacă vreau să identific constructorul conjuncție din logică cu produsul din lambda calcul, respectiv implicația cu funcția, obțin de fapt unul și același lucru. Sunt două modele ale aceleiași situații. Cu alte cuvinte, identificarea pe care o facem, tipurile sunt de fapt propoziții, demonstrațiile propozițiilor devin termeni, iar prin reducția termenilor obținem transformări ale demonstrațiilor. Adică sloganul pe care l-am tot văzut iterat peste tot, interpretați propozițiile ca tipuri, interpretați demonstrațiile ca programe. Cu alte cuvinte, a face type checking e același lucru cu a face proof checking. În teorie. Ok. Și ne întoarcem din nou la triunghi. Ne-a rămas de lămurit legătura cu categoriile. Acum, pe partea de logică, situația asta în felul următor. Pornesc nu cu orice categorie, ci am nevoie de o categorie cu structură specială. Și anume o categorie carteziană închisă. Obiectele categoriei pot să le văd ca niște propoziții. Atenție, propozițiilor nu le asignez încă o valoare de adevăr. Și pur și simplu sunt niște propoziții formale. Iar un morfism de la un obiect A la un obiect B îl văd ca o demonstrație cu premiza A și concluzia B. Dacă am mai multe premize, atunci pe acestea le înglobez în forma unui produs. V-am spus, categoria este carteziană, deci admite produse binare care pot fi iterate la produse finite arbitrare. Și atunci, dacă pun în paralel regulile de inferență pentru logică și proprietățile ecuaționale ale celor trei constructori, produs și implicație și obiect final, deocamdată pe slide-ul ăsta se vede numai produsul, să vedeți că de fapt sunt aceleași. A avea o demonstrație a faptului că la premizele gamma obțin A, înseamnă de fapt un morfism de la gamma la A. A avea o demonstrație gamma implică B, înseamnă un nou morfism. Gamma implică A și B, este de fapt perechea FG pe care am întâlnit-o mai devreme. Iar proprietățile universale pe care nu vi le-am spus în detalii ale celor trei construcții universale, obiect final, produs și exponențială, sunt exact cele care îmi garantează că această paralelă într-adevăr e well-defined, e bine definită. Și în sfârșit, partea de implicație, în care dacă plec de la premiza A, să zicem de exemplu, și gamma, și pot să demonstrez B, atunci obțin o demonstrație a faptului că A implică B. Nu e altceva decât transformata carii pe care o știți cu toții din programarea funcțională. Cu alte cuvinte, pot să obțin un model al logicii intuiționiste, considerând orice categorie carteziană închisă. Modelul de bază este, dar pe lângă acesta mai există multe altele. Pe de altă parte, dacă vreau să formalizez legătura cu lambda calcul, e un pic mai complicată situația și cred că ne-ar fi luat mai mult decât o singură întâlnire pentru a realiza acestea. Așa că am rezumat corespondența în două propoziții simple, în sensul că dacă pornesc cu o categorie carteziană închisă, pot să construiesc un model al lambda calcul luând tipurile ca fiind obiecte și termeni ca fiind morfisme între aceste obiecte. Aveți în minte paralela tipuri, propoziții
termeni, demonstrații, iar invers, din păcate, nu e la fel de simplu, în sensul că pornind de la un lambda calcul simplu tipat, de genul celui pe care vi l-am explicat mai devreme, obțin o categorie, dar un pic mai, în sensul categoria generată. Nu iau doar obiectele, doar tipurile, ci iau toate construcțiile pe care le pot obține cu tipurile pe care le am, aplicând produsul, aplicând funcția și iterându-le de câte ori pot. Și nu iau doar termenii, ci și toate compunerile de termeni pe care poate în lambda calculului văd. Dar în teoria categoriilor există această noțiune de categorie generată, dacă vreți, de un graf, de exemplu, sau de un lambda calcul. Cum ar fi, dacă ne referim la alte structuri algebrice, să zicem, un monoid, dacă aș avea un singur obiect, cum pot să obțin un monoid generat de un singur obiect sau element? Păi iau compunerea acestui obiect cu el însuși de câte ori pot. Asta e un exemplu de structura matematică generată de ceva mai simplu. Așa se întâmplă și în lambda calcul. Corespondența dintre lambda calcul și categoriile carteziane. Ok. Și acum, ca o concluzie, acest triunghi în care intervin cele trei domenii își are aplicații în logică, de exemplu, tot ce pot să cuantific printr-o computație e ok. Și nu știu dacă sunteți familiari cu demonstrația filozofului Gödel asupra existenței lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat undeva secolul trecut, iar recent, acum un an, un logician, german, Benz Müller, împreună cu colegul său, au reușit să implementeze această demonstrație cu ajutorul unei mașini. Nu știu dacă cred că în coc o făcuseră. Și dacă sunteți interesați, puteți să vedeți, unu, interviul acesteia luat de o revistă germană neprofesionistă, deci care trata subiectul la modul hai să obținem o știre. Dar putem să vedeți și slide-urile în care efectiv se prezintă partea ascunsă, toate argumentele care au stat la baza realizării programului, toate ipotezele, toate regulile de inferență care i-au asigurat. E demonstrație care a fost în teoremă lui Bayes? Nu cred. Că ăla și mai dau demonstrații la teoremă lui Bayes. Să nu spun prostii, nu știu exact. Deci s-ar putea să nu fie. Dacă te uiți exact pe ea, o să vezi. Ok, și acum aplicațiile în computer science, cu toții știți că Haskell e bazat pe lambda calculus. Iar în teoria categoriilor, asta e un pic mai abstract, ideea e că pot să folosesc ceea ce știu din lambda calculus pentru a folosi tipurile și termenii ca un limbaj intern. Așa cum în alt domeniu din teoria categoriilor, care se cheamă teoria toposurilor, pot să lucrez ca și cum ar fi cu funcții și elemente, ca și cum ar fi în set. Și de fapt ele nu sunt funcții, nu sunt elemente, sunt mulțime abstracte, sunt obiecte abstracte, sunt săgeți, dar am această posibilitate, acest limbaj intern, care îmi permite să mă apropii cât mai mult de niște structuri la prima vedere abstracte. Da, limbajul ăsta ar putea presupune că am putea implementa o mașină care interpretează limbajul ăsta, e ca o mașină Turing, cu care putem face orice, practic, orice computabil. Orice computabil, nu orice. Da. Adică sunt cred echivalente. Cred că da, nu știu. Sunt echivalente. Nu, echivalente nu. E o noțiune mai slabă, care se numește adjuncție. În sensul că pot să pornesc de la lambda calcul și ajung la categoriile carteziane închise și invers, dar nu pot să spun că plec și mă întorc de unde am plecat. Deci e un pic mai... În termen de mulțimi ordonate se cheamă conexiuni Galois. Nu știu dacă acest termen vă e un pic mai familiar. Ok, hai să vă dau un exemplu care nu are legătură cu teoria categoriilor, dar să zicem că iau un număr natural M
și un număr real x. Și atunci, inegalitatea n mai mic sau egal cu x are loc dacă și numai dacă n este mai mic sau egal decât partea întreagă lui x. De acord? Asta înseamnă adjuncție. Unde aici pe n îl văd ca fiind un număr real, deci are și el un operator ascuns aplicat. Este un exemplu tip. Deci am o conexiune între ele, pot să obțin demonstrații într-o parte, uitându-mă la ceea ce se întâmplă în partea cealaltă, dar nu ca și aici. Pornesc cu x, calculez partea întreagă din x, pe urmă mă întorc înapoi, aici e de fapt incluziunea, deci scriu exact ce aveam înainte și n-am obținut același lucru. Ok? Bun. Și cred că m-am încadrat în intervalul pe care mi l-am propus. Așa că vă mulțumesc pentru audiență, dacă aveți întrebări. Lambda abstracție echivalentă cu cuantificarea universală? Mi se pare. Asta ar însemna să-mi extind logica intuiționistă. X e echivalent cu lambda Y, și atunci oricare X sau oricare Y. Asta vreme când nu vorbesc de tipuri. Da. Pentru că în momentul în care am tipuri, nu mai pot să mai fac chestia asta. Ceea ce înseamnă că s-ar putea să existe o legătură între lambda calculul pur și logica first order logic cu predicate. Dar deja partea asta nu mi-e atât de familiară încât să pot să-ți dau mai multe detalii, dar bănuiesc că o legătură s-ar putea să existe.